Salutare, bine ați revenit pe canal. Astăzi vreau să discutăm despre internet, computer, să facem așa împreună un update, să vedem ce s-a mai întâmplat de când am făcut eu primul video despre fundamente pe această monedă. Dacă vă place acest tip de content, like, subscribe, un mesaj mă ajută foarte mult, pentru voi este gratis. Acest video îl filmez în 11 octombrie. Ideal ar fi prima dată să vedeți acest video din 28 mai. Denumit Internet Computer, Fundamente, Adopție, ce viitor are în acest spațiu cripto, m-a cucerit. Aici sunt 33 de minute și 54 de secunde pline de informații despre proiect, despre fundamente, tot ce trebuie voi să știți dacă vă interesează și acum, să zicem, vă gândiți să investiți sau nu în acest proiect. Și acum, acest update, să vedem după 4 luni și câteva zile ce s-a mai întâmplat pe proiect, cum mai merge pe partea de fundamente, pe adopție, a crescut, n-a crescut, mișcă ceva sau nu, ce evenimente importante au fost în cadrul ecosistemului și proiectului Internet Computer, ar fi acest lucru, există WebAssembly pe Internet Computer, probabil mulți acum, Dane, dar ce e WebAssembly, vă explic, imediat este WASM. Asta e denumirea comercială care o găsim peste tot. Este o mașină virtuală de execuție coduri. Multiverse X are mașina virtuală, folosește acest WASM, așa ca să faceți voi o paralelă, poate așa înțelegeți mai bine. A fost introdusă prima dată acest WASM în 2015 ca o și colaborare între mai mulți vânzători din domeniul web, inclusiv Apple, Google, Microsoft, Mozilla. Și lansarea oficială a acestui WebAssembly a fost în 2017 și cei de la fundația Dfinity, care guvernează proiectul Internet Computer, îi spun că atunci când au construit arhitectura, designul pentru Internet Computer, și-au dat seama de potențialul imens pe care îl are WebAssembly, noi o să zicem WASM, că e mai cunoscut, ca și mașină virtuală pentru blockchain, și au invitat pe co-designerul acestui cod, pe Andreas Rosberg, și să lucreze pentru dezvoltare și ulterior a ajuns ca și pe Internet Computer acest WASM și în prezent, mai să facem un update, acest ecosistem de WebAssembly are mai mult de 30 de, zic, de runtimes și mai mult de 20 de limbaje de programare și Dfinity colaborează activ cu experți din acest domeniu. Hai să vedem ce mai fi interesant. Tot aici îi explică cum folosește Internet Computer acest WebAssembly. Tot felul de detalii tehnice, probabil nu vă interesează așa mult pe voi. Și aici putem vedea efectiv cum arată acest WASM pe partea de Internet Computer. Avem aici în dreapta aceste canister, știți deja cei care ați investit în ICP ce reprezintă, și avem aici la mijloc WASM Binary și în stânga avem CDK și Source Code și cum se leagă toate împreună și ajung pe Internet Computer. Și aici tot așa explică cum ei folosește de la Internet Computer acest ahead of time compilation, ceea ce înseamnă că acest binary de WebAssembly e compilat în mașina de cod înainte de execuție, tot felul de chestii tehnice. Și acum hai să vedem împreună cum se compară acest WebAssembly de pe Internet Computer cu EVM. EVM este Ethereum Virtual Machine și acum îi spun că diferența notabilă între WebAssembly și EVM este că, hai să vedem, că acest WebAssembly este așa mai generală, este o mașină virtuală care are o gamă mai largă de aplicații, pornind de la browsere până la computație, până la sisteme, până la blockchain și așa mai departe. Și aici putem vedea diferența între Ethereum Virtual Machine și WebAssembly de pe Internet Computer, partea de computație.
Pe EVM pot să fie câteva milioane de instrucțiuni pe bloc, bazate pe acest 30 de milioane gas limit. Pe WebAssembly de pe Internet Computer ar fi 2 miliarde de instrucțiuni per bloc, per subnet. Partea aceasta de stack size pe EVM ar fi 32 de kilobits, pe Internet Computer 5 megabytes. Partea de code size pe EVM 25 de kilobits, 2 megabytes pe WebAssembly, pe ICP. Și pe partea de storage, aici putem vedea cât costă, 18 de dolari pe fiecare giga, în condițiile în care pe WebAssembly ar costa doar 5 dolari per gigabit. Și atunci WebAssembly este mult mai performant și, în teorie, dați seama, asta știam deja toți, toate aceste mașini virtuale lansate în ultimii ani sunt mai bune decât Ethereum Virtual Machine, pentru că Ethereum a fost lansat la început ca Proof of Work și nu era pregătit și pentru adopția care a venit ulterior. Și acum vreau să mai văd ceva, să nu fi zis o prostie. Aici, știrea aceasta a venit în 29 septembrie, când Dfinity s-a alăturat acestui WebAssembly Research Center din Carnegie Mellon University să exploreze toate aceste aplicații și să optimizeze tot felul de features-uri de pe Internet Computer. Sunt șanse mari să fi avut deja, aici cred că am făcut eu greșeală și îmi cer scuze, să fi fost deja lansat și să aibă OWASP în spate cei de la Internet Computer, și aici doar să fi menționat în acest articol din 29 septembrie, când ei au participat la ce am zis mai devreme, care ar fi diferențele și avantajele acestui OWASP. Dar oricum, per total, e o mașină virtuală foarte bună, foarte scalabilă. Ce ar mai fi interesant, cei de la care guvernează Internet Computer au făcut un parteneriat cu Taurus și atunci o să aibă suport, custodie pentru Internet Computer. Ce este Taurus? Este o... Hai să vedem, să nu zic o prostie, este un custodian de cripto și atunci ei și-au anunțat suportul și faptul că vor integra Internet Computer, inclusiv tokenul nativ ICP și pe partea de staking pe platforma lor de custodie. Atunci toți clienții Taurus vor putea să aibă custodie pe tokenul ICP și să ia reward-uri. Și în plus, cei de la Taurus au extins acest Taurus Explorer TM, acest blockchain al lor de interconectivitate, de infrastructură, să suporte blockchain-ul cel de la Internet Computer. Și aici se prezintă multe detalii despre Taurus. Hai să vedem ce este: o companie elvețiană fondată în aprilie 2018, care oferă servicii pe partea aceasta digitală de infrastructură, pe partea de emitere, custodie și de trade pentru tot ce înseamnă criptomonede, asset-uri tokenizate, NFT-uri și monede digitale. Au mai mult de 60% market share în Elveția și este cunoscut și ca un lider pe piața europeană în domeniul de bănci. Și atunci toate aceste legături cumva sunt ok pe termen lung pentru proiectul ICP. Ce a mai fost interesant, tot de la ICP vor să creeze, să facă legătura cu Ethereum și să creezi acest light client. Și aici se prezintă și despre Helios. Și Helios este un client, light client de pe Ethereum, implementat în Rust, în limbajul de programare. Acesta este, ca să zic așa, în mijlocul a tot ce înseamnă această integrare. Și acum se pune întrebarea: de ce un client, un light client pe ICP? Și acum ei vor, ce spun de la ICP, că vor să, scopul lor este să facă o integrare nativă cu rețeaua Ethereum prin rularea de aceste noduri de Ethereum, cum zic ei, co-located, împreună cu nodurile de ICP, dar în
stadiul actual, integrarea este bazată pe acest JSON, RPC calls și tot felul de chestii foarte tehnice de IT-ști și dacă ar adăuga și un light client de Ethereum, ar crește securitatea acestei integrări, pentru că toate datele aduse din acești provider RPC vor avea și o verificare criptografică. Și aici, exact cum am zis mai devreme când eu am greșit, aici explică tot acest OASM, tot ce e în spatele celor de la ICP și cum e foarte ușor și posibil să portezi aplicații ca Helios, care sunt deja implementate în RAS, fără să fie nevoiți să rescrii aplicația de la zero. Și aici explică foarte multe chestii și coduri, dar na, nu suntem IT-și, noi doar suntem investitori. Și aici tot ce prezintă în acest articol are legătură cu Helios, care este un light client de pe Ethereum și cum vor ei să facă portarea, să mute pe și pe internet computer, astfel încât să crească aplicațiile descentralizate și serviciile și astfel să asigure smart contracts-uri independente, accesul către datele de pe Ethereum și să aducă, de asemenea, date securizate de pe Ethereum. Și atunci, foarte interesant și acest upgrade care cei de la ICP vor să-l facă. Ce ar mai fi? O știre, asta e un pic mai veche, doar din august, dar acum n-am prezentat din mai nimic despre proiect. Internet computer a fost adăugat și pe Ledger Live și acum poți să-ți creezi efectiv un cont ICP pe Ledger Live și să primești sau să trimiți token ICP direct în Ledger și când îți vei manageri toate aceste active digitale prin Ledger. Asta deja știe toată lumea, dar o să mai repet încă o dată, tokenii tăi sunt în siguranță, ai cheile tale private și sunt stocate pe dispozitivul Ledger. Și cine a făcut această integrare este această companie Zondax, este o companie tot din Elveția, bazată tot așa pe partea de blockchain și ei au făcut integrarea cu cei de la Ledger. Iară mi se pare o chestie bună. Și acum, dacă mă interesează, este disponibil pe Ledger Nano S Plus și Ledger Nano X. Atunci tu poți să securizezi, dacă te interesează, tokenii ICP cu un dispozitiv hardware. Și aici tot așa explică, dar până la urmă, ce ne interesează pe noi sau pe voi, cei care ați investit în ICP. Eu nu am investit și nu mă interesează, așa ca fapt divers. Putem vedea partea aceasta de să vedem câte data centere sunt, să vedem chestii noi. În toată lumea ar fi 62 de data centere, provider de noduri ar fi 96, subnets sunt în prezent 36, câte noduri active sunt pe ICP, 546, cele mai multe noduri, 452 sunt în America, 176 în Elveția, 70 în Canada, 68 în Singapore, 67 în Slovenia, 67 în Japonia, în Belgia mai sunt 64, în Germania 56 și uite România, uite ce la modă îi, 28 de noduri pe ICP, ar fi pe locul 2, 4, 6, locul 9 din toată lumea, România ca și noduri pe ICP, uite chestia asta n-am știut-o. Foarte tare. Putem vedea aici ce tranzacții se realizează pe blockchain celor de la ICP. Tot felul de informații, inclusiv partea aceasta de canisters, așa au denumirea la smart contracts. În prezent sunt 338.166 de smart contracts, de canisters. Dar ce vreau eu să vă prezint? Uite și câte TPS-uri pe secundă sunt în prezent. 3.869, o valoare foarte bună. Block rate-ul este de 37,3, spune BPS, nu știu exact de la ce vine. Probabil că e block per second. Aici vedem blocurile. Ce vreau să vă arăt, interesant, și să aveți grijă. Sunt doar 1.517.838 de wallet-uri pe internet computer. Nu sunt foarte multe wallet-uri. Nodurile le-am zis deja, le-am prezentat. Putem vedea frumos câți token ICP au fost arși, ar fi 135.815. În prezent supply-ul este
total de 504.705.029 și în circulație 446.059.783. Ce vreau să vă mai arăt, ceva interesant pe partea de NFT-uri, poate vă interesează, dacă se și încarcă internetul vieții, hai să vedem, ca și total NFT-uri ar fi 117.600 și holderi total de NFT-uri sunt 152.806 persoane, wallet-uri. Dacă s-ar fi încărcat mai bine internetul, puteam vedea aici top 5 colecții de NFT-uri. Dar ce vreau să vă arăt, ceva foarte important pe fundamente, pe adopție. Hai să vedem câte tranzacții sunt zilnice pe internet computer și mergem frumos și ne uităm. 59 conform acestui Explorer, data 9 octombrie. Hai să vedem mai în urmă, 20, 25, 178 în 17 februarie. Dacă ne uităm și pe partea de volume, zilnic ar fi 183 de token ICP în 11 octombrie, adică astăzi. Dacă ne uităm în 6 octombrie, 947 de token ICP, dar ca și tranzacții zilnice arată groaznic, foarte, foarte slab, nu știu să vă zic de ce. Unde au fost cel mai mari spike-uri, doar de curiozitate, în 2022, când erau, îi spune aici, daily transactions, 4808. Na, eu vă prezint datele din acest Explorer. Mi se par foarte mici, nu știu dacă e o eroare sau nu, dar acestea sunt datele și atunci asta prezint. Ce ar mai fi interesant? Hai să vedem pe partea de canister, dacă găsim aici tot felul de neinteresant, tot felul de chestii. Hai să revenim la celălalt Explorer, poate aici vedem mai multe chestii. Aici nu prezintă, din păcate, partea aceasta de tranzacții și atunci mergem pe ce am zis mai devreme, asta arată pe graficul din Explorer și atunci și aici apare de unde sunt informațiile, este actualizat din 2023, Powered by Internet Computer, este ixcan.io, deci ixcan.io, cam atât. Așa despre internet computer, ce am găsit așa de actualitate în aceste luni care s-au scurs de la primul update. Eu rămân în continuare, dar nu mai vreau să vă zic chiar ce fac eu tot timpul, nu vreau să vă influențez. O să încerc în viitor să prezint proiectele fără să mai fac remarci de ale mele. Am observat că multe persoane încearcă să, nu că încearcă, chiar copiază. Dacă eu am zis că mie îmi place foarte mult Solana și Polygon, deja foarte mulți au doar Polygon și Solana sau foarte mult din portofoliul lor. Nu vreau să vă influențez și atunci nu vă zic, adică oricum am zis că nu dețin, dar în viitor mă refer, nu vreau să vă mai, să nu mai aud povești ulterior că v-am băgat pe gât, nu știu ce monede și așa mai departe. Vreau să fie până la urmă decizia voastră. Eu vreau să rămân cât mai echidistant, să prezint cifrele, să prezint știrile și decizia o luați voi. Până la urmă, voi veți stabili dacă sunteți mulțumiți de tot ce v-am prezentat despre ICP, tot ce au făcut, cum stau pe fundamente, pe wallet-uri, pe integrări și așa mai departe. Dacă v-a plăcut videoul și mai vreți similar și pe alte proiecte, puteți să dați un like, chiar și un subscribe să nu ratați videouri viitoare, un mesaj de încurajare, să mă înjurați ce vreți voi, mă ajută, înseamnă că v-ați uitat la videourile mele, ne reauzim data viitoare.